Cum spuneam, aproape Masterchef, la inimă. A durut puțin. Hai să trecem peste. Aș vrea să vă adresez o întrebare, și anume, câți dintre voi v-ați uitat sezonul acesta la Masterchef? Așa de curiozitate, dacă puteți ridica mâinile. Nu foarte multă lume, e ok. Probabil nici eu nu m-aș fi uitat, n-aș fi avut timp, sau nu m-aș fi uitat, pur și simplu, nu mai contează. Am să încep prin a vă spune și voi trece direct la subiect. Anul 2014, luna ianuarie. Pentru prima dată, în 21 de ani, decid să ies din zona mea de confort și să particip la preselecțiile Masterchef. Ajung în locația respectivă, unde, ce să vedeți, întâmpin primul obstacol, și anume, trebuie să stau la o coadă infernală pentru numărul de ordine. Stând la acea coadă, evident, mi se face rău, eu fiind mai emotiv, mai timid, mai așa, unde-i lume multă, mi se face rău de obicei. Și mi se face rău, dar sunt salvat de o sticlă de apă rece pe care o aveam la îndemână. În cele din urmă ajung la capătul cozii, îmi iau numărul de ordine și mă retrag într-un colț al sălii, unde pot să-mi prepar frumos desertul. După 14 ore de așteptat, intru și eu la jurizare, unde timp de 30 de secunde prezint preparatul, mă prezint pe mine și după care mi se spune: îți mulțumim că ai participat, o să te sunăm noi. În acel moment am fost destul de fericit, sincer, am crezut că mă vor suna și în primul rând am fost destul de motivat, pentru că făcusem ceva ieșit din comun. Până atunci n-am mai făcut așa ceva, adică mergeam la facultate și înapoi și asta era tot. În cele din urmă, nu m-au mai sunat. Dar asta n-a fost o problemă, trecuse și sezonul, în fine. M-am motivat și m-am gândit că dacă va mai exista încă un sezon, voi participa din nou. Și destinul face că peste câteva luni, caravana Masterchef se întoarce la Cluj. Unde, cine credeți că merge să participe? Eu. Din nou, mă duc cu un desert. De data aceasta, după aproximativ 7 ore de așteptare, intru înăuntru la jurizare, unde jurații îmi adresează o întrebare total relevantă cu tema emisiunii. Și anume, de ce ai mustață, cioc și părul dat pe spate? Semeni cu D'Artagnan. Ok, am înțeles. Eu i-am răspuns frumos, le-am spus, apoi cineva mi-a spus că așa îmi stă bine și s-a uitat la mine ciudat, și mi-a zis să poftesc afară. Am ieșit afară, după un minut un domn iese cu farfuria, cu desertul gol. Era gol. L-au mâncat tot. Și mi-a spus: îți mulțumim că ai participat și te vom suna noi. În acel moment, prin minte, îmi treceau înjurături, recunosc, și am zis: nu voi mai participa niciodată la acest concurs. Am ajuns acasă și după câteva săptămâni primesc un telefon. De la cine credeți? În niciun caz de la Masterchef, ci de la o emisiune concurentă, pe care îi refuz amabil, însă dânsii au tot insistat, timp de 4 zile. În cea de-a 5-a zi m-am hotărât să pun telefonul pe mut și să-l las jos. Însă au sunat în continuu, de 2 ori. A doua oară am răspuns, iar la celălalt capăt al telefonului, o voce de înger a spus: bună, suntem de la Masterchef. Și așa am ajuns eu la București, unde în fața șefilor am pregătit desertul, cu emoții, fără, nu contează, însă nu am apucat să pun totul pe farfurie, nu mi-a ajuns timpul. Ei bine, atunci s-a întâmplat această chestie. 10 secunde pentru 10 genuflexiuni. Și pot pune sosul? Câte genuflexiuni faci, atâta secunde primești. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce o să mai râd, 7, 8, 9, 10, 11. Recunosc, n-au fost făcute corect, de emoții. Parcă îmi luam zborul, ce-i drept. Dar așa am intrat în casa Masterchef. Acesta a fost începutul. Am avut un parcurs destul de bun în casa Masterchef. Am fost de 3 ori capitan pe echipă, am câștigat de fiecare dată. Am câștigat cutia misterelor,
Am fost de nenumărate ori în top 3 cele mai bune farfurii. Am spart blestemul șorțului roșu. Cei care ziceau... Toată lumea zicea, nimeni nu o să câștige dacă, dacă o să alegi șorțul roșu. Ei bine, l-am ales chiar dimpotrivă să demonstrez că contează doar ce gătești în acel moment. Și nu în ultimul rând am ajuns în finală. Finală pe care eu o consider un eșec. Însă, datorită acestui eșec, am ajuns să cunosc oameni faini, oameni pe care care pe mine mă ajută să nu rămân doar un fost concurent Masterchef, care împreună cu mine facem diverse, participăm la diverse activități în comunitate, diferite evenimente. Și vreau să vă spun că nu trebuie să vedem eșecul ca pe un sfârșit de drum, ca pe o ușă închisă în azi. Dimpotrivă, acest eșec poate crea noi oportunități. Și vreau să vă spun că, deși sunt aproape Masterchef, pot să vă spun că sunt fericit. Vreau să le mulțumesc celor de la ProTV pentru filmuleț și vreau să vă mulțumesc vouă că m-ați ascultat.